Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei. O nouă etalare de data aceasta pentru ziua de duminică, 25 septembrie 2022. Să vedem spre ce vor converge energiile în această zi, spre ce ni se vor îndrepta pașii. Iată că o primă carte care vine uh, să-și arate semnificațiile în această zi este ceacra întâi cu Arhanghelul Mihail. Uh, această ceacră este responsabilă de uh, siguranța noastră, de modul în, în care pot, noi putem uh, dobândi această siguranță uh, pentru noi. Uh, această protecție divină cu atât mai mult cu cât ne expunem în fiecare zi vieții da această ceacră face referire la toate cele materiale, toate cele ale vieții și modul în care noi ne putem raporta la acestea. Uh, poate modul în care tu uh, uh, faci uh, referire sau te raportezi la un anumit job uh, al tău și modul de securitate uh, pe care ți-l uh, asigură acel job al tău. Uh, poate că uh, de curând ai primit uh, o, nouă, o nouă oportunitate în viață. Și această nouă oportunitate îți asigură acel nivel de siguranță pe care îl doreai de multă vreme. Da. Toate aceste detalii referitoare la modul cum noi suntem în această viață, modul cum activăm în fiecare zi în existența noastră pentru a, ne fi, pentru a ne fi, nouă bine în fiecare zi și cu fiecare zi mai mult. Da, să mai extragem o carte. Iată, dragilor, două cărți opuse, chakra 1 cu chakra a 7 -a. Arhanghelul Uriel de data aceasta. Este duminică, să nu uităm. Poate că mulți dintre voi își îndreaptă pașii spre biserică, sau dacă nu mergeți la biserică, poate că aveți de gând să meditați un pic sau să stați în liniște, pur și simplu, să vă relaxați mai mult decât o faceți în timpul săptămânii, să vă rugați puțin sau poate să faceți câte puțin din toate aceste acțiuni sau poate să nu faceți nimic din ceea ce eu am spus și pur și simplu să deveniți puțin mai milostivi. Poate că unii dintre voi asta și faceți, poate pregătiți ceva foarte gustos în familie și vă place să dăruiți din ceea ce voi ați pregătit vecinilor sau celor apropiați. Este foarte bine că faceți aceste gesturi de milostenie, gesturi de mărinimie, pentru că așa cum voi din puținul vostru dăruiți și Dumnezeu din belșugul său vă va dărui cu atât mai mult. Da, această, ceacră, această carte cu ceacra a șaptea, Deschide, deschide viața voastră spre zonele mai înalte ale Existenței, spre zonele celeste. Se pare că acum, în această zi, vă amintiți de acest lucru și anume de faptul că viața voastră are întotdeauna o legătură intrinsecă cu Celestul, cu Divinul că dumneavoastră sunteți în legătură directă cu Divinul din voi, că nimic nu este separat în această viață și că toate coexistă într-un mod cât mai bine cuvântat. Chakra a șaptea vorbește despre aceste zone celeste, despre zonele care sunt binecuvântate prin sentimente alese, așadar simțind foarte mult un sentiment măreț cum este cel al iubirii, al dragostei, vă puteți deschide din nou spre această zonă a cea a șaptea. Da, Două cărți uh, interesante pentru această zi de uh, duminică. Să mai vedem uh, încă o a treia carte. Iată că aceasta este uh, Cornul Abundenței. Uh, se pare că pentru fiecare dintre noi, uh, iată, acest corn al abundenței este vizibil. Avem uh, parte de, cea, de ceea ce ne-am dorit întotdeauna uh, și mai mult decât atât, uh, pentru că se pare că abundența ne copleșește din toate părțile, iar această abundență nu este vizibilă neapărat în materie de uh, uh, finanțe, de bani, ci mai ales în. Uh, la nivel material, la nivel palpabil, adică uh, avem pur și simplu uh, tot ceea ce ne este necesar. Uh, suntem înconjurați de uh, abundență sub forma materială, sub formă de uh, alimente care ne prisosesc, uh, sub formă de... Uh, îmbrăcăminte, ce știu eu, ce mai avem fiecare nevoie la locul de muncă sau în viața de zi cu zi. Pur și simplu aceste lucruri ne prisosesc, sunt din belșug în existența noastră. Și noi suntem foarte fericiți de faptul că avem aceste lucruri atât de, trebu de trebuincioase. Nouă. Să vedem mai departe uh, două cărți din, din partea tarotului. Iată că prima carte din tarot care vine către noi uh, în această zi minunată de duminică este Zecele de pentagrame. Această carte vorbește de belșug, din nou ideea de belșug, uh, ideea de relație împlinită. Um, relație care um, a așteptat mult um, să ajungă la acest moment um, la apogeului și iată că a atins acest moment. Um, se pare că vă este foarte bine în sânul familiei, acolo unde sunteți sau printre apropiați, printre oameni uh, asemeni vouă, um, mai ales că este duminică, poate că ieșiți la un târg, sau oricum ar fi, oriunde ați ieși, se pare că sunteți admirați pentru felul în care apăreți, pentru modul în care activați, în care sunteți voi unul alături de celălalt, o pereche atât de potrivită și atât de împlinită. Să mai vedem o carte. Această carte care vine pentru voi astăzi este Regina de Spade. Cartea care anunță necesitatea luării unor decizii potrivite pentru voi în această zi. Să nu uităm că este duminică, poate având mai mult timp liber și fiind mai relaxați. Veți putea lua această decizie care se cere în viața voastră, dintr-un loc al intuiției de care dispuneți în acest moment, astfel încât să nu vă pară rău de această decizie pe care o luați azi. Această decizie va fi una rațională, una logică. Și nici de cum una luată uh, din, din perspectiva afectelor sau a sentimentelor voastre, astfel încât se elimină din start uh, posibilitatea unei uh, eventuale erori. Decizia voastră trebuie să fie una tranșantă, una cât se poate de sigură, de hotărâtă, și care să meargă la țintă. Da. Cărți semnificative pentru noi în această zi de duminică. Să vedem și o carte din partea Oracolului. Iată că aceasta vine. Este uh, cartea care vorbește despre joc și joacă. Uh, râsul este cea mai bună terapie. Uh, Distrați-vă împreună și amintiți-vă: dragostea este cel mai mare vindecător. Uh, prin urmare, da, sunteți chemați uh, să vă iubiți, uh, sunteți chemați să vă jucați împreună, să flirtați, de ce nu? Uh, și să vă amintiți, iată, că râsul, că zâmbetul uh, sunt unele dintre cele mai uh, mari arme ale omenirii uh, și cele mai uh, bune metode de terapie. Uh, o carte semnificativă, așadar, pentru noi în această zi minunată de duminică. Cam asta a fost etalarea, dragilor. Vă mulțumesc pentru vizionare vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!